Iubiți să citesc din Evrei, capitolul 11, de la versetul 24 la 27. Evrei 11, de la versetul 24 la 27. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Cu prețuire vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și urmează să fie, cred că merită să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Ați primit acest pix, acest caietel foarte mic. Un proverb în latină spune verba volant scripta manent. Adică cuvintele zboară, ce le scrise rămân. Eu voi folosi și un PowerPoint în această dimineață. Dacă veți nota ideile principale de pe el, le-am pus acolo doar ca să le notați și pentru că trăiți într-o epoca a imaginii, mai ales a video contentului, aveți nevoie să vedeți ceva? Dar vă rog să și notați doar ideile principale ca să puteți pleca acasă cu ceva care să rămână, nu doar ceva la care să dați like. Iubiții mei, definiția originală a toleranței și modul în care cuvântul acesta era folosit mai de mult, față de ceea ce este acum, erau destul de diferite. Mai de mult toleranță însemna fiecare avem părerea noastră, credința noastră și ne respectăm unii pe alții. Și acest lucru este normal. Recent, Toleranța a ajuns să însemne acceptarea faptului că acele alte credințe sunt adevărate. Și nouă creștinilor ni se impune să acceptăm lucrul acesta. Ceea ce nu vom putea accepta sub nicio formă. Problema toleranței, așa cum se înțelege acum, este că respinge posibilitatea existenței unei adevăr absolut. Și în, acest, în loc de acest adevăr absolut, s-a introdus un adevăr relativ. Și ateul vine și spune, nu există Dumnezeu, agnosticul spune, nu sunt sigur dacă există sau nu, iar creștinul spune, cred că există. Problema este, iubiții mei, că Biblia ne învață că adevărul există, că Dumnezeu este adevărul și că noi trebuie să urmăm adevărul său. Amin. Iată, deci, că nu putem vorbi despre toleranță decât dacă vorbim mai întâi despre credință, despre ceea ce credem. Nu știu dacă vă vine să credeți, întâlnesc tot mai mulți tineri care nu știu ce cred. Întâlnesc tot mai mulți tineri, ca și manase, crescuți într-o casă cu vindecări, crescuți într-o casă în care intră proroci ca și Isaia, crescuți într-o casă unde se citea Biblia. Și îi întreb, ce crezi? Ce părere ai despre? Treaba lui nu mă deranjează? Problema este că întotdeauna o poziție neutră, de fapt nu există o poziție neutră, la fel cum nu există vid din punct de vedere spiritual. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Biblia nu spune, auzi, dacă nu slujești lui Dumnezeu nu e o problemă, dacă nu slujești diavolului nu e nicio problemă, iar legerea ta, ce faci cu veta ta, mergi la a treia variantă. Nu există a treia variantă. De aceea astăzi, iubiții mei, Trebuie întâi să știm ceea ce credem. Iar apoi, în al doilea mesaj, după masă, vom fi gata să apărăm ceea ce credem. Să rămânem în picioare pentru ceea ce credem. Și dacă trebuie să plătim cu prețul vieții noastre, nicio problemă. Această imagine probabil vă este cunoscută. În urmă cu patru luni de zile. S-a povestit mult despre ea, este povestea submarinului Titan, care a fost construit cu scopul să meargă în adâncuri și să exploreze Titanicul. Directorul executiv, CEO-ul acestei companii, a ales, vă rog să subliniați în minte cuvântul, a ales să folosească mai degrabă fibre de carbon pentru a construi structura submarinului decât Titan sau oțel. Doi, CEO-ul a ales să concedieze un angajat care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța submarinului. 3. CEO-ul a ales să nu urmeze standardele de siguranță din industria aceasta. 4. Persoane au ales să plătească 250.000 de dolari, aproximativ 220.000 de euro, pentru a vizita Titanicul folosind submarinul Titan. Tot aceste patru persoane au ales să semneze un contract prin care CEO-ul cumva vrea să se dea la o parte de orice s-ar putea întâmpla. Pe prima pagină a contractului acelui a de trei ore apărea cuvântul moarte. Și totuși au ales să semneze. După cum bine știți, toți cei cinci oameni au murit prin implozie, corpurile lor nu au fost găsite nici astăzi. Moartea lor a fost suma totală a alegerilor lor, a deciziilor lor. Viața ta și viața mea, iubite tânăr, este suma totală a tuturor deciziilor pe care le luăm în fiecare zi. Nici o zi din viața ta nu trece fără să faci o alegere. Alegem să ne trezim din pat dimineața sau să mai stăm. Alegem să mergem la muncă sau să nu mergem. Alegem să mergem la școală sau să nu mergem alegem să ne bucurăm că profa e bolnavă, cum este expresia în română, și să stăm pe TikTok acasă. Sau să mergem la școală și să luăm un zece după ce am învățat în consecință. Sunt multe alegeri pe care le facem în viața noastră și fiecare alegere ne influențează. Alegem școala, locul de muncă, unde să locuim, casa, cu cine să ne căsătorim, ce să mâncăm, ce haine să purtăm și așa mai departe. Toate alegerile pe care noi le facem sunt influențate de emoțiile, dorințele și atenție, valorile pe care le avem. Practic, valorile tale determină alegerile tale. De aceea, în această zi, eu nu vreau să vă schimb alegerile, eu vreau să vă schimb valorile. Eu nu o să reușesc să vă schimb valorile, Duhul Sfânt poate reuși. Cu o singură condiție să fii de acord să, face, să facă acest lucru schimbă unui om valorile și toate alegerile pe care el le va vor fi în consecință. Mă uit acum la fete, dacă tu ca și fată vei considera că puritatea, virginitatea, curăția tropească este o valoare în secolul non-valorilor, la ora 12 nu vei fi în oraș. Alegerea de a nu fi la 12 noaptea în oraș este o consecință a faptului că știi ce valoare ai schimbă unii om valorile și îi schimbă alegerile. Iubiții mei, alegem pentru că avem liberul arbitru. Nu alege nimeni în locul nostru, de aceea Matei 22 cu 12 se va împlini la judecată, omul acela a amuțit. Nimeni nu va putea spune, o ales altcineva în locul meu, nu. Fiecare pas pe care îl fac în viața aceasta, este un pas pe care îl fac cu bunăștiință, cu alegerea mea personală. Alegerile ne definesc. Ești ceea ce ești și cine ești în funcție de alegerile pe care le faci. Eu nu pot să-ți văd caracterul, pot să-ți văd doar alegerile. Însă, alegerile exemplifică caracterul nostru individual. Caracterul tău, însă, este maxim influențat de credința ta. Vedeți că oricum ne învârtim. Ajungem tot la credință? Și acum dați-mi voie să recapitulez introducerea și să intru un mesaj. Alegerile depind de valori, valorile depind de caracter, iar caracterul depinde de credință. Nu pot să pun credința ta la microscop să o văd, însă pot să înțeleg că ea îți definește caracterul, caracterul îți oferă valori și valorile te fac să alegi. Iubiții mei, sunt alegeri care duc la binecuvântări eterne și sunt alegeri care duc la fericiri pe termen scurt. Sunt alegeri care duc la succes spiritual și sunt alegeri care duc la eșec. Sunt alegeri minore și sunt alegeri cu consecințe eterne. Știți care e cuvântul care m-a mișcat cel mai mult din textul pe care l-am citit? Evrei 11 cu 27. Prin credință a părăsit Moise Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. Neclintit. Ce l-a făcut pe Moise să rămână neclintit în fața ofertelor pe care Egiptul îi le punea? De ce n-a spus, pot să rămân în Egipt și pot să slujești lui Dumnezeu? Pot să fiu și băiatul lui Faraon în fiat sau al lui Faraon, nepotul lui Faraon? Și pot să mă duc și la biserică și să ridic mâna sus? Pot să mă duc și la bar și la birt și în plăcerile sexuale pe care evreile, pe care egiptenii le trăiau în vremea aceea? Și în același timp pot să și mă duc la stăruință. Ce l-a făcut pe Moise să rămână neclintit? Știți ce? Credința lui. Și acum vreau să ne uităm la trei mari aspecte ale credinței adevărate. Că poate te întrebi astăzi care e penticostalismul, baptismul, baptiștii, carismatici, catolici, ortodoxi. Îmi scria eu, frate, de Cristi, sunt penticostală, trăiesc cu un catolic în concubinaj. Și vreau să te întreb cum să facem să-l pocăim pe ăsta. Zic mai întâi, tu nu ești pocăită, mai întâi cu tine trebuie să vorbească. Dar am ajuns să ne punem problema dacă după ce trăim în curvie îl putem converti pe cel de lângă noi. Iubiții mei, cum arată credința adevărată? Unu, credința adevărată îl va alege întotdeauna pe Dumnezeu în locul lui Faraon. Amin? Amin. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, și v-ați făcut mare, ați crescut, ați ajuns la maturitate și trebuie să faceți alegere, și Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul ficei lui Faraon. Una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă alegere a vieții tale, este să asculți de Hristos în toate lucrurile. Ascultarea nu vine de la sine. Am și eu acasă șapte copii, doi sunt astăzi cu mine, două fete din cei șapte, soția e acasă cu cinci. Cele mai mari fete deja spală vasele, fac curat în bucătărie. Ianis, băiatul de 8 ani, de cu aspiratorul. Nu mi s-a întâmplat odată să-i trimis să spele vasele și să zică slăvit să fie Domnul. De mult așteptam îndemnul acesta. Întotdeauna uh, o fac așa, pare că cu greu. Și dacă ar fi să mă mărturisesc și să nu mă audă ei, și eu o făceam cu greu. Pentru că ascultarea nu vine de la sine. Întotdeauna neascultarea vine de la sine. De aceea, iubiții mei, astăzi vreau să înțelegeți că natura noastră păcătoasă nu vrea să asculte. Diavolul te lasă să faci ce vrei. Dumnezeu întotdeauna îți va pune în față ceea ce vrea El, voia Lui și noi cântăm voia ta. Iubiții mei, Moise a trebuit să aleagă între două vieți complet diferite. O viață de prestigiu lângă faraon, o viață cu mare influență din punct de vedere lumească. O viață cu Cheops, Chefren și Micherinos, piramidele din Egipt, care și astăzi stai și te uiți cum au fost construite. Și o viață cu poporul Israel în pustie. Știți de ce citim noi ușor Biblia? Că noi știm ce urmează, dar ei nu știau ce urmează. Noi ne uităm la Daniel, a, păi știu că a fost salvat din groapa cu lei. Da, dar tu știi că atunci când Daniel s-a rugat în cămăruță, nu știa că o să fie salvat din groapa cu lei. Noi ne uităm la Iosif, a, a ajuns prim-ministru. Da, dar Iosif când a fugit de soția lui Potivar și a mărs în celulă, nu știu că o să o ajungă prim-ministru. Pentru noi e simplu. Moise o ales, deși nu a văzut viitorul, însă s-a crezut în cineva care cunoaște viitorul. Dacă ai fi fost în locul lui, ce ai fi ales? Dacă nu-l alegi pe Dumnezeu, rămâi cu faraon. Dumnezeu și-a trimis fiul să moară pentru tine. Satana nu a făcut lucrul ăsta. Și totuși majoritatea îl aleg pe diavolul. Dumnezeu îți dă iertare de trecut, îți schimbă prezentul și îți luminează viitorul. Satana îți aduce mereu trecutul înainte, îți face praf prezentul prin alegeri greșite și îți distruge viitorul. Și între pe tineri la final, auzi, ce zici, ce alegi? O să mă mai gândesc, zici? Te rog să afișez pentru un minut, un minut jumate, Ioan 10 cu 10 unul din cele mai importante versetele ale Noului Testament. Spus de Iisus Hristos, descriindu-l pe satana, pe diavolul, cu următoarele cuvinte. Hoțul nu vine decât să, să fure. Acum, dacă mie îmi furte le comanda aceasta, sau îmi furt telefonul, sau tableta, sau Biblia, mai e ok, măcar nu mai ucis, nu mai lovit, mi-ai furat ceva. Vă amintesc că cei 1400 de morți din Israel ar fi dorit să le fie furat ceva, dar fără să se treacă la etapă următoare. Să fie înjunghiat, să fie omorâți. Îți fură diavolul puritatea, inocența, pacea, binecuvântările. Dar diavolul nu se oprește aici. Biblia spune că el continuă și merge și îți înjunghie conștiința, principiile tale morale. Acum, dacă înjunghi pe cineva, mai măcar nu le-am mitraliat cum au făcut teroriștii ăia. Sună cineva la smurd, vine și poate reușește să facă ceva. Auziți, diavolul nici măcar să înjunghi, nu mă oprește să continui mai departe. Auziți, să prăpădească. Iubiții mei, diavolul îți va face praf reputația, viitorul, familia. Și aș vrea să vă rog astăzi, iubiți tineri, sunteți aproximativ o mie aici. Poate unul din cele mai importante puncte din predica de astăzi. Nu vă uitați doar la ce vă dă diavolul, uitați-vă și la ce vă ia. Nici odată diavolul nu îți dă ceva gratis. Dumnezeu ne dă luc multe lucruri gratis. Bătăile inimii, 115.000 de bătăi în 24 de ore, sunt gratis. Nu plătim taxe pe ele. Aerul pe care respirăm este gratis. Ficatul care face 500 de funcții, este gratis. Am crezut ani de zile că alarma mă scoală dimineața, dar au fost mâna lui care mă trezea dimineața. Și de ce? Că el mi-a dat multe lucruri gratis. Diavolul nu-ți dă nimic gratis. Diavolul îi dă lui Esa o ciorbă și ia binecuvântarea. Diavolul îi dă lui Samson pe Miss Dalila. Poate cea mai frumoasă pe exterior, femei de la filisteni. Nu a putut să-l facă praf cu arcuri, cu săgeți, cu suliți, l-a făcut praf cu un smile, cu un I love you. Și o să vorbim luni seara despre asta mai mult. Eu l am dat, dat, lui Samson pe Dalila și i l luat ochii. Eu dat lui Iuda arginții și i l luat veșnicia. Iubiți tineri, toleranța spune eu sunt pe un drum greșit. Nu sunt pe un drum greșit și nimic niciodată nu trebuie să se schimbe. În cultura noastră faci ce vrei să faci, gândești orice vrei, crezi orice vrei, e ok, tu faci cum dorești. Noi suntem Dumnezeii noștri, asta spune toleranță. Pocăința spune... Eu sunt pe un drum greșit, eu trebuie să mă pocăiesc. Eu sunt problema și Dumnezeu e soluția, slăvii să fie în numele Lui. Lumea noastră pune accent pe toleranță. O relație cu Iisus pune accent pe pocăință. De aceea versetul acesta continuă și spune Eu am venit ca oile să aibă viață. Dar și la reanimare este viață. Și în spital încă este viață. Dar nu este viață din belșug. Eu n-aș vrea o viață pe care să obține aparatele. Eu aș vrea o viață cum e acum, să pot să vin sănătos la biserică. Și vine Isus Hristos și a spus, dacă mă alegi pe mine, îți dau viață din belșoc. În urmă cu trei săptămâni, la biroul pastoral din Deva, la ora 8 fix, când se elibera biserica, cineva s-a apropiat de ușă, eu am ieșit pe ușa aceea, am crezut că e gata consilierea. Și am văzut un om care cu greu mi-a întins mână. Avea emoții, avea lacrimi în ochi, l-am poftit înăuntru și am zis, cu ce pot să te ajut? Și au zis, Frate Cristi, te rog un singur lucru să mă lași să plâng. Am 37 de ani de viață și nu mi-a spus nimeni încă până acum, te rog să mă lași să plâng. Și am zis, de, -l -l. de ce? Și au început să plângă. Cu greu, printre lacrimi, printre bocete, încerca să spune câte o propoziție. Dar de Cristi aveam 10-11 anișori, când încă bunica mă ducea la biserică. Apoi m-am îndepărtat, am plecat în lume și 25 de ani le-am făcut pe toate în afară de crimă. 25 de ani am căutat fericirea la diavolul. Și am întrebat, ai găsit-o? Și au zis, dacă o găseam, nu eram acum seara aici. Frate Cristi, atât de obraznic e diavolul, încât și în curtea bisericii. Au zis, am visat biserica voastră de la Deva într-o vis de noapte. N-am știu cum arată. Și au zis Dumnezeu, du-te. Și m-am dus. Și după 25 de ani, când am intrat din nou într-o curte a unei biserici, au zis, diavolul, dacă intri înăuntru pocăiții, o să râde de tine. Nici în curte nu m-a dat pace. Și l-am întrebat, o râs de tine astăzi? Și au zis, nu. Tot programul ăsta de marți a fost pentru mine. Fiecare îndemn, fiecare vers de cântare, fiecare rugăciune. Frate Cristi, m-am întors acasă. Nu mai vreau să plec de acasă niciodată. De Iubiți tineri, eu nu am înregistrat în viața mea pe nimeni pe telefon. Că omul sincer nu are nevoie de înregistrări. Dar aș fi vrut să înregistrez, să vă pun asta, să auziți cum plânge un om care l-a ales pe diavolul 25 de ani. Acum voi aveți două posibilități. Să mă credeți și următorii 25 de ani să fiți în biserică. Sau să spui, nu cred povestea inventată lui Boariu, vreau să testez pe pielea mea. Ai libertatea. Dar să nu uiți. Următorii ani îi vei pierde. Dumnezeu te poate ierta, dar timpul nu ți-l mai dă înapoi. Dumnezeu iartă un fumător, dar nu-i vindecă plămânii. Dumnezeu iartă un băutor, dacă se pocăiește cu adevărat și nu-i prins prea tare de lanțurile la păcatului, dar nu-i vindecă ficatul. Spunea o doamnă în care a cu patru săptămâni. Am un soț acasă, am fugit din Austria, 30.000 de euro băgat până acum la jocuri de noroc. Domnul pastor plângea și nu puteam opri. Copiii mei au nevoie de și au nevoie de un training, au nevoie de un tată responsabil. N-am nicio bucurie. Iubite fete, Iubiți băieți, dacă îl alegi pe Dumnezeu în această zi, viața și veșnicia ta vor fi schimbate. Și mă rog Dumnezeu să te ajute la asta. Trebuie să ne străduim în mod conștient, să-L urmăm pe Hristos în fiecare zi pentru a trăi o viață de credincioșie față de Dumnezeu. Doi, cum arată credința adevărată tot din viața lui să învățăm, credința adevărată întotdeauna va alege sfințenia în locul păcatului. Să știți, iubiți tine, că dacă ne-am oprit la punctul 1, 90% din Austria ce ar spune și din România ar spune I love Jesus. Îl iubesc pe Iisus. Eu sunt creștin. Cred că Dumnezeu există. Știți unde vine problema? Aici. Aici ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu-i suficient doar să-l alegi pe Dumnezeu la nivel decizional, la nivel mental, cu o mână ridicată, cu o rugăciune doar în față. Moise a spus clar și a știut clar, dacă-l aleg pe Dumnezeu, va trebui să aleg și caracterul lui Dumnezeu. Adică sfințenia. Proverbe 6 cu 16. Șase lucruri răște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Ochii trofași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care largă la repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Și Galaten 5 cu 19 vă mai dă o listă, Apocalipsa 21 cu 8, încă o listă de păcate. Astăzi nu te întreb dacă te-ai botezat, dacă te-ai născut din nou, dacă ești pentecostal, catolic, ortodox. Te întreb doar atât. Ai ajuns să urăști ce urăște Dumnezeu și să iubești ce iubește Dumnezeu? Iubiții mei, atunci când urăsc păcatul, mărturisesc că trăiesc o viață în care fug de păcat. Da-i adevărat, păcatul este dulce acum, dar mâine este plin de amărăciune. Sfințenia e exact invers, e amar acum, dar mâine e plină de dulceață. Voi ca și tineri iubiți tineri, vedeți distracția, plăcerea, ce cool e să fii în pas cu toți. Noi ca slujitori la mărturisiri vedem lacrimi, gânduri de sinucidere, depresie, regrete, autovătămări. Vreau să vă arăt un cuvânt din Biblie care se numește Acarit. Este un cuvânt ebraic și înseamnă ce vine după, ce vine la final, ce vine la sfârșit. Se referă la consecințe, la efecte. Și acum vreau să vă spun că la diavolul lui nu-i place cuvântul Acarit. Întotdeauna diavolul va ascunde Acaritul de tine când îți va pune în față păcatul. Diavolul este mereu concentrat pe plăcerea de moment, pe nevoia care tu o ai, așa că face tot posibilul să nu te uiți la final. Diavolul îți arată plăcerea păcatului fără să ți arate consecința, durerea păcatului. Proverbe 7 cu 7, am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Ce bine seamănă aceste două versete cu toleranța lumii de astăzi. Alegi ce vrei, te îndrăgostești de cine vrei, nu mi spui mie tu ca păstor să stau până la nuntă. Eu fac ce vreau, spunea cineva domnule, viața mea, fac ce vreau cu ea. Vă rog să ascultați acaritul Proverbe 7 cu 22. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cer care alergă spre cursă, ca pasărea care dă busna în lați, fără să știe cum va, va costa viața până ce săgeata îi strepunge ficatul. 7 cu 26. Ea, femeia stricată, a făcut să cadă multe șerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea casa ei, auziți, este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. De ce la nunte se clansonează și la divorț, nu? Nu v-ați întrebat? Am stat nu odată în coloană cu Miri și clansonau în față, bucurie, voie bună. De ce la divorț nu se mai clansonează? Pentru că sunt răni, sunt lacrimi, sunt eșecuri, sunt falimente, pentru că este acaritul, Iubiții mei, mi-a trimis un designer din România o poză care ar vrea să nu uitați de la conferința de astăzi. Un zâmbet frumos. Numai acolo cu gri, dacă voi vă uitați foarte bine, sunt niște lacrimi care curg din ochi. Acolo cu gri este acaritul. Acolo cu gri este durerea. Diavolul îți va arăta poza păcatului decupând pe diapsa păcatului. N-am întâlnit om în 16 ani de când predicare care să-mi zică am înșelat-o pe nevastă-mea, mi-am făcut praf copiii, am împărțit mașina de spălat și de uscat împreună cu fetele și băieții și sunt fericit. N-am întâlnit. Însă vă pot aduce mii de exemple de oameni care mi-au spus am rămas fidel soției, am ascultat de părinți, m-am păstrat curat, am refuzat ofertele diavolului și astăzi sunt binecuvântat. Când vezi ceea ce spune diavolul în față, când îți apare poza aia, știți tu care pe telefon, să nu uiți că întotdeauna există și lacrimi și acarit. Spunea un tânăr zile trecute, de Cristi, am zâmbit, am râs când eram necăsătorit, când ai spus că dacă mergem cu pornografie și autosatisfacere la pachet, spre căsătorie, cu astea vom merge în căsătorie și le vom practica în căsătorie. Îți scriu astăzi, sunt căsătorit și sunt dependent de lucrurile astea. Ai milă, Doamne, în această zi de fiecare dintre noi. Iubiți tineri, iubite fete, iubiți băieți, toate reclamele spun, concentrează-te pe ziua de azi, trăiește clipa, fii tolerant, acceptă ce vrei în viața ta, Dumnezeu spune: Gândește-te la final, gândește-te la consecințe, ia măsuri urgente. De ce? Pentru că ispitele extreme cer măsuri de rezistență extreme. Am un prieten în, în Arad, este arhitect și mi-a zis: Cristi, când am turnat fundația la casă, eu cu mâna mea am făcut fierul. Și am pus mai mult decât trebuia să pun. Pentru că sunt arhitect și știu că atunci când vine cu tremurul, nu are treabă cu draperia, nici cu parchetul, ci cu fierul, cu rezistența. Acum vreau să vă întreb, ați pățit vreodată să vină cineva la voi în vizită și să-i spuneți, hai să vezi ce fundație faina am. Nimeni. Toți ne lăudăm cu boșul care-l avem ca și mașină de spălat sau ca și cuptor de microunde. Toți ne lăudăm cu canapeaua, poate, sau cu ceea ce se vede. Iubiții mei, vine ziua furtunii în viața ta și în viața mea. Și furtuna testează rezistența. Un alt băiat mi-a spus, frate Cristi, am făcut economie 5.000 de euro la fundație. Nu am băgat fier când cât mi-a spus arhitectul. I-am zis, când o să vină cu tremurul, nu o să facă economie. s o supărat și o plecat. Vreau să vă mai arăt ceva. Sunt trei peuri ale păcatului plata păcatului pe care Iisus Hristos a rezolvat-o la calvar. Iisus Isaia 5, 3 cu 5 era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pe diapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem temăduiți. Dacă te pocăiești astăzi, dacă vii cu lacrimi, dacă vii cu părere de rău, plata aceasta intră și în contul tău și este considerată și în locul tău rezolvată problema păcatului. Mai avem încă un pe puterea păcatului. Adică viciile, robia, Roman 6 cu 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și lucrul ăsta se rezolvă dacă vii la Iisus cu sinceritate, cum spunea fratele păstor aici. Însă este un lucru, iubiții mei, care rămâne noi până murim. Și asta e prezența păcatului, adică pofta aceea care poate cupla cu ispita. Și prin cuplare să producă păcatul. Pofta nu o să poți elimina, dar o poți răs Răstigni. De aceea la fiecare pas am nevoie de Harul lui Dumnezeu. Întâi Ioan 2 cu 1, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălul Mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. De aceea un păcăit încă va avea ispite, încă poate să greșească. De aceea venim și ne răstignim firea în fiecare zi. În cer nu o să mai fie ispite pentru că nu va mai exista nici prezența poftei. Păcatul îți va aduce aplauze de la colegi, de la vecini, de la societate. Sfințenia îți va aduce suferință, izolare, furie și așa mai departe. Întâi Petru 4 cu 3 ajunge în adevăr că în trecut a săcut voia neamurilor și ați trăit. Auziți, Petru vorbește la trecut în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești. Și acum vreau să vă întreb din nou, nu câți ani aveți de la botez, de aceea se miră ei, se miră colegii tăi. de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă Bat jocoresc. Moise a ales mai degrabă să sufere. Să sufere. Pocăința înseamnă suferință, pocăința înseamnă prigoană, pocăința înseamnă bajocoră, pocăința doare. Iubiții mei, când vii la Dumnezeu, trebuie să pui capăt vieții tale păcătoase. Din acel moment, păcatul nu te mai costăpânește, nu te mai controlează, ci natura lui Dumnezeu începe în tine. Și uitați-vă când cineva se întâlnește în mod real cu Isus. Când spunea cineva așa de Cristi, de 15 ore am ieșit în față și de prostile alea le fac. nu e suficient lucrul ăsta, e bun. Nu-i suficient. Când te întâlnești cu adevărat, gândirea ta cu Isus este schimbată, apoi vocabularul tău este schimbat și apoi faptele tale este schimb, sunt schimbate. Era cineva într-un cer de prieteni și o scăpa cu o vorbă urâtă și o zis, iertați-mă, m-am scăpat. Și altcineva i-a zis, nu te-ai scăpat, aia era acolo. Soția mea nu spune, Cristi, iartă-mă, m-a scăpat cu o ciorbă de uțeană. Păi, aia aveam acolo, aia am făcut, aia am pregătit. N-am cum să mă scap cu lucrurile astea. Dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbire în alte limbi. Nu ați observat după botezul cu Duhul Sfânt, merea acasă în tramvai, nu mai poți să vorbești română. Pentru că e prezența aceea și plinătatea aceea care ai experimentat Acum, a experimentat-o. Acum să umpli un vas nu e greu, să-l menții plin e greu. Aici e provocarea. Aici e lupta. Iubiții mei, eu nu pot să găsesc roșii în solar. Mi-am făcut acasă solar. Am văzut că tinerii caută solarele și am zis, fac solar acasă, gratis, all inclusive. Transpirație, bronz și roșii. Am crezut că nu o să am loc. Vă spun sincer, am crezut că o să fie full, să fie plin. L-a semănat eu, soția și pruncii. La cules? O, oh, că câți prieteni am avut la coles. Nici nu vă spun. Practic este chestii am auzit că s-au făcut roșiile. Slăviți să fie doamne, 10. S-au făcut bine. Foarte mulți vor la coles. Iubiții mei, ascultați-mă. Eu nu pot să coleg într-o zi răspata al Ionel Vlas. Eu pot să coleg într-o zi doar la spata mea. Și Galapen 6 cu 7 spune așa. Ce seamănă omul, aceea va se cere. Nu poți să ai rezultatele unui olimpic la matematică decât dacă ai problemele lui din timpul zilei. Dacă bați mingea a șase ore pe zi, n-ai cum să ai medalia de aur la matematică. Nu poți să schimbi recolta decât dacă schimbi semănătura. De aceea vine Osea și spune, semănați potrivit cu sfințenia, cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea, cu mila, Deseleniți-vă un ogor nou într-o sâmbătă ca și aceasta, într-o zi de octombrie, de toamnă. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Dar vreau să spun astăzi că nu vei deseleni un ogor nou dacă nu te doare păcatul care l-ai făcut până astăzi. Indiferența care ai avut-o. Toleranța care ai avut-o. Dacă vrei un ogor nou, va trebui să vii cu lacrimi, cu sinceritate, da, pocăința doare, pocăința e ca și operația, doare, dar aduce vindecare. Închei punctul al doilea spunându-vă că Thomas a fost un capelan în timpul războiului civil și un pastor al unei biserici, între 1869 și 1895. Într-o zi a mers la dentist și nu era ce este azi la dentist. Anestezii și tot ce vrei, nu te doare nimic. Și l-a întrebat dentistul, domnule capelan, vă doare? Și Talmage a zis, Desigur că doare. Este în businessul tău, la fel ca și în profesia mea. Trebuie să rănim înainte să ajutăm. Toleranța spune, nu cumva să mă rănești. Nu cumva să-mi spui adevărul. Nu cumva să te bagi în viața mea. Astăzi, cuvântul Domnului vreau să se bage în viața ta. În mintea ta. Va produce o rană, va produce o lacrimă, va produce poate suferință, părere de rău. Dar în urma operației vine vindecarea. Trei. Ultimul punct pe ziua de astăzi, credința pe dimineața aceasta. Credința adevărată, iubiții mei, mai are un aspect. Întotdeauna va alege raiul în locul pământului. Raiul în locul pământului. Orice businessman de România care vrea o afacere de succes trebuie să-și facă planul pe 10 ani. Pe 10 ani! ca să nu îmi 10 10.000 de euro, 20.000 de euro și să-și facă praf tot, toată investiția sau 100.000. de mii. Iubiții mei, planul tău și planul meu nu trebuie să fie pe 10 ani, ci pentru veșnicie. Au zis la Moise, el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți unde? Spre răsplătire. Mă mai duc cu copiii mei uneori până oșan, foarte periculos și când ai copii să merg pe la raionul cu jucării e o zonă așa uh, periculoasă. Eu tot pe la ulei, pe la zahăr, pe la făină, știți? Și îl țin așa de mână să nu-l scap, că dacă prinde la Lego, s-o dus toți banii. Știți? La cât e un Lego astăzi, se ferească Domnul. Și atunci îl iau așa și îl țin strâns. Și acum, ca să înțelegeți ce înseamnă ochi pironiți, el merge mai departe, o trecut de raion, dar tot cu capul acolo. Știți? No, asta înseamnă ochi pironiți. Mă duc la școală, mă duc la job, mă duc la Servici, mă duc la rugăciune, oriunde mă duc. Cu ochii spre cer. Cu ochii spre cer. Unul din cei mai mari matematiciani ai istoriei lumii a fost Moise. Ați auzit să se dea premiul Nobel vreodată cuiva? Că au pus bajocura și suferința pe un taler și răspătirea și uh, comorile Egiptului pe alt taler. Și să -ți zic că suferința și bajocura pentru Domnul, pentru mine, au fost mai importante. Păi dă toată matematica lumii peste cap. Poți să aplici tale, spitagora, că nu-ți dă da asta. Însă dacă te uiți la Isus, la cer, la veșnicie, îți dai seama că 70 de ani de bajocură merită în fața la veșnicia care ne așteaptă. Și 70-80 de ani de laude din partea lumii, de păcat, de plăceri de o clipă, nu merită în fața iadului care ne așteaptă sau te așteaptă. Iubiții mei, faraonii Egiptului au rămas în istoria lumii. Moise a rămas în istoria lui Dumnezeu. Pentru că a făcut alegeri binecuvântate. Pentru că s-a uitat la cer, la ceea ce vine după, la acarit. Depinde cu adevărat unde se uită ochii tăi. Să știți că adevărații orb nu sunt aceia care nu văd soarele. Adevărații orb sunt care nu-L văd pe Dumnezeu. Nu trebuie să spunem, frate Cristi, chiar nu este niciun orb în sală. Am spus într-o biserică recent, bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede. Avem acasă un copil și eu și soția dormim părând cu el, are un hard de la Domnul de Nesculat de 5, 10, cred că ultima dată când am încurcat cu el, m-am de 15 ori. Pe noapte. Și eu ce m-am gândit? Nu știu dacă s-ar inventa pampers care să lase urme când îl, când îl pui. Sau biberon de la care să lase urme până la 18 ani. La 18 ani asta nu mai dea cu ușa, să zică, tași babacule, că am 18 ani și știu mai bine. Dacă ar avea urme, poate că n-ar face așa, nu? Când îi spui că fusta aia e prea strâmtă pentru ea, să nu zică, tași mami, că tu ești demodată, tu nu știi ce e acum. Pentru aia spune Pavel în Roman 2 cu 4, nu vezi, ești orb, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Doamne, mai deschide ochii tinerilor astăzi. Iubiți mei, vă amintiți de Ștefan? A trăit o viață sfântă, iar sfințenia aduce suferință. Fapte 7 cu 59. Aruncau cu pietre în Ștefan. Aruncau cu pietre în Ștefan. Dar știți care e secretul? Fapte 7 cu 55. Dar Ștefan plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer. Ochii tăi contribuie cu 85% din informația care vine în mintea ta. De aceea e foarte important unde te uiți. De aceea e foarte important cu ce îți încep ziua. 85% din informația care vine în noi, vine prin ochi și vine Isus și ne spune dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină. Și Ștefan avea două variante, mă uit la pietre, prind una și -o dau înapoi. Acu ești tu, mă, da? nu te-am botezat de o cumva? Mă, fii atent. Nu au zis așa. Spune lea că Ștefan s-a uitat în sus și dacă te uiți în sus, indiferent câte pietre vin, tu mergi mai departe. Amin? Fiecare decizie, iubitul meu, din viața ta va fi influențată de lucrurile pe care le privești. Moise se uita la răsplată, Eva se uita la fruct, la pomul care era bun de mâncat și plăcut de privit. De aceea vă întreb, iubiți tineri, veți lua decizia de astăzi să filtrați ceea ce intră în mintea voastră? Minte, ochi, informație, decizie. Dacă mintea ta are credința în Dumnezeu, ochii tăi vor fi curați. Prin urmare, informațiile tale vor fi corecte. Prin urmare, decizia ta va fi o decizie corectă. Fundamentul tău și fundamentul meu este credința. Absolvisem școala primară. Aveam undeva la 11-12 ani. Trei ani la rând am luat premiul 1, și în clasa 4 am luat premiul 2. Profesor a făcut un favor unuia din colegii mei, i-a dat lui un 10, mie un 9. Și așa a fost situația. Și totuși, ne-a ales Consiliul de la școală să ne trimită într-o excursie la mare pe gratis. M-am dus la părinți, le-am cerut voie și au zis părinții, nu e ok ca un creștin să meargă să se dezgolească în față la o mie de alți oameni pe plajă la Mamaia. M-am uitat la ei și nu m convenit răspunsul. Îndoream o viață fără biserică, fără ochelari de cal, fără repetiții păstor care să ne mustre la învon. Durăm o viață liberă. Dacă am 10, înseamnă că pot, am inteligență, n-am nevoie de Dumnezeu. Așa mi-am programat vacanța aia de mare. Să fie săptămâna ieșitului meu afară, dintr-o familie cu reguli, dintr-o biserică conservatoare. Că pot, mă descurc și fără Dumnezeu. Văzând că nu pot cu mine nici cum, mi a dat toți banii din casă. Oricum n-aveau mulți, că la nouă prunci n-ai cum să ai mulți bani. O zis, ia-i pe tăzi, Dar să nu uiți. Noi vom fi în fiecare zi în post și în rugăciune pentru tine. Am plecat. Întotdeauna neascultarea în vine și cu mândrie la pachet, să știți. A doua zi, pe plajă la Costinești Sud, nu o să uit până mor clipa asta. Am profitat că supravegătorii noștri nu erau atenți. Și am trecut dincolo de limite. Am zis, chiar dacă nu știu să not, am 10, nu? Bun. Încep să te încrezi în tine, încep să te mândrești, să te vezi mare și tare. Numai că gravitația nu ține cont de note, asta e problema. Știți? Nici de idei nici de figuranți, nici de tupeiști. O, oh, cât am întâlnit în ultima vreme. Nici de aroganți. Am început să mă scufund, Am dat în mâini, din picioare, disperat. Am reușit să ies la suprafață și am vrut să strig un singur cuvânt. Interesant că oamenii, când îți la un pas de moarte, nu mai strigă Mercedes, nu mai strigă haine, nu mai strigă vile, case, nu. Am vrut să strig ajutor și n-am reușit să strig decât ajut. M-am scufundat a doua oară, am început să beau apă sărată, mi-am dat seama, nu mai am nicio șansă. Nu știu câți dintre voi ați fost la un pas de moarte. În 30 de secunde, dacă nu mai repede, îți trece toată viața prin aidea ochilor tăi. Îți trece viața aia când cântai în biserică, că te punea mama să cânți și la școală, vorbeai urât și mințeai și făceai alte prostii ca să fii în pas cu ceilalți. Îți trece tot. Și problema majoră e că atunci când vezi video ăla compresat este că îți dai seama că nu mai e timp de mărturisire, botez, pocăință, nimic. Din cauza că cineva postea și se ruga acasă. Dumnezeu a făcut ca o femeie să audă strigătul ăla al meu. Nici acum nu știu cine a fost. S-a băgat în apă, nu știu cum o găsit, la 2 metri, 2 metri m -m -m -mă. și m scos la mal. Nu i-am spus nici măcar mulțumesc, nu îmi venea să cred că Dumnezeu -a mai dă o șansă. Însă știți cum e cu șansele astea, ca și cu aia din spital. Doamne, dacă mă scos de aici, mă pocăiesc. Nu se Următorii 2-3 ani am continuat la fel. Am ajuns clasa șaptea, Colegii mă chemau să fumăm în wc în toalete. Colegii mă chemau la prostiile lor și mi-am dat seama că de la starea de căldicel de unde sunt până la starea de rece, îi doar un pas. Aveam deja 14 ani și m-am gândit că e vremea să fac o alegere totuși. Și am auzit că este ruință la o biserică de Arad și m-am dus acolo în față, la cor, pe cor, acolo la cor era stăruința și m-am băgat și eu printre ceilalți. S-a uitat pastorul la mine și a zis câți ani ai, 14, jos, și prea mic. M-am dus acasă plângând, m-am dus acasă strângând în pomni. O, ce bine m-a prins merenia aia publică și omilința aia publică. Ai, ce bine m-a prins. Că Dumnezeu întotdeauna înainte să înalțe, zdrobește de a vă întotdeauna înainte să zdrobească în alță. Să nu uitați lucrul ăsta. În următoarele zile a fost evangelizare în Arad undeva, m a dus. Eram pe ultimul rând la balcon. S-a făcut chemare în față. Nici nu știu cum am ajuns în față. Am vrut să fur Duhul Sfânt, știți, fără mărturisire, fără lacrimi, fără pocăință. Cumva să am pucere, dar nici, nu mă, nici să nu mă duc să mă umilească, să zic că eu trebuie să mă pocăiesc. Nu merge așa, iubiții mei. Am ajuns în față, m-am prăbușit, am plâns, m-am rugat și am simțit că Dumnezeu ia păcatele mele și în schimb îmi dă iertarea sa. Următoarele zile s-au făcut o stăruință în altă biserică din Arad. Am fost și la mărturisire și am zis, mă, în față nu mă mai duc. Dar mă ascund undeva acolo la cor. Era așa în corul în dreapta și în stânga și ăia care stăruiau, erau în față. Mă ascund acolo, acolo și la prima rugăciune o să mă duc în față. Să nu mă vadă nimeni. Ardea în mine ceva. Îmi dădeam seama că într-o lume păcătoasă, colegi cu reviste pornografice, că nu erau telefoane atunci, și cu marboro, cu țigări băgate aici, care dădeau de cu creta după profesoare, nu o să rezist mult. Și am nevoie de putere și am nevoie de o umplere. Și la prima rugăciune am uitat să văd dacă mă vede cineva și m-am strecurat și m-am dus acolo în față. Nu o să uiți ziua aia. Un om al lui Dumnezeu, fratele Pavel Bupte din Biserica Betel, din Arad, un prezbiter al bisericii a venit. Putea să mă scoată afară. Puteți să mă ajut, de ce să-mi zic că ești prea mic? Au pus mâinile peste mine și ne-am rugat împreună. Am început să vorbesc în alte limbi și am simțit că un foc din cap până în, în picioare a venit peste mine. Am plecat de acasă așa de bucuros pentru că am știut că Dumnezeu mi s-a arătat și mi s-a revelat. După trei ani, am făcut botezul în apă, de atunci au trecut ani. De la botezul cu Duhul Sfânt până astăzi, au trecut 23 de ani. Nu am niciun regret că l-am ales pe el. Sunt bucuros, am o familie binecuvântată, o soție binecuvântată, o slujire binecuvântată, o biserică pe care o slujesc binecuvântată. N-a schimbat cu nimic ceea ce trăiesc. Eu l-am mai dezamăgit pe Isus că nu sunt perfect, am mai greșit însă El întotdeauna a fost cu mine, pentru că El rămâne credincios. V-am spus lucrurile astea pentru că a vrut să fiu pe înțelesul vostru astăzi. La fel cum am avut eu nevoie de o schimbare, ai tu nevoie de o schimbare. La fel cum am avut eu nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu, ai tu nevoie cu Dumnezeu. Ascultă-mă, nu poți să ajungi unde a ajuns Moise decât dacă mergi pe unde o mers Moise. Pavel nu a zis, auzi, mai sunt și alte urme, alegeți. Nu, 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 a zis Pavel, calcați. de urmele mele, într -o și eu calc, pe lui Hristos. Aș vrea în această dimineață să vă dau ocazia. Să nu mereți la botez, spune, nu ați îngenunchiat în față. Iubiții mei, ascultați-mă, dacă bagi un mincinos în H2O, îl scos mincinos ud. Dacă bagi un invidios, în apă. Îl scoți un invidios ud. În apa botezului trebuie băgați oameni care s-au întâlnit cu Iisus în privat și în public mărturisesc că viața lor a fost schimbată. Te rog, nu fă botezul până când ai o părăbușire mai întâi și să spui de astăzi vreau să-L slujesc pe Dumnezeu pentru că vreau să spun nu păcatului și da, Sfințenie. Vreau să fac ce-a făcut Moise, să-l aleg pe el în locul lui Faraon, să aleg Sfințenia în locul păcatului și să aleg Raiul în locul iadului, în locul lumii. De aceea voi invit să ne ridicăm în picioare. Vom cânta o cântare, dacă este cineva aici care încă nu a făcut un legământ cu Domnul, dacă este cineva aici care încă nu s-a întâlnit personal și autentic cu Hristos, și vrea ca împreună cu frații păstori să ne rugăm pentru el. Tinerii vor veni aici în dreapta și vor cânta grupul, iar aici în față va rămâne liber. Nu facem show, nu facem spectacol. La 14 ani am făcut și eu ceea ce îți să faci, Ce nu o să-ți cer să faci ceva ce n-am făcut eu. Vină la Iisus în această dimineață și spune, Doamne, aș vrea să mă pocăiesc cu adevărat și să încep o viață nouă. Aș vrea să nu mă mai uit la Egipt și la ofertele lumii, ci să mă uit la ceea ce poți să-mi dai Tu. O să zici, da, sunt mie de tineri. Și când au venit partea mea în față, erau mulți. Mulții mi-au rămas uimită, partea mea au rămas mântuit. Cântăm această cântare. Și dacă simți că Dumnezeu ți-o vorbi și ai nevoie de El, Vino aici, ne vom ruga pentru tine, Vino cu lacrimi, vino cu sinceritate și Dumnezeu îți va da iertare și mântuire.